Iar acum, noi confesiuni, istorii interesante, amintiri și asta în interviul Iuliei Sanduța. Tradițional deja, ea descoase oamenii de la noi, oamenii interesanți, de toate secretele. Iulia, cu cine vorbești astăzi? Astăzi promite să fie un interviu tare interesant. Alături de mine este compozitorul și cântărețul mult îndrăgitul Alexandru Lozanciuc. Maestre, bine ați venit la noi! Îmi promiteți să fiți sincer astăzi până la final? Cu așa fiect frumoasă, eu sunt totdeauna sincer. Bună ziua! Bine să vă fie inima și vă mulțumim frumos că m-ați invitat. Cu mare drag. Canțea Canțov. Așadar, maestre, spuneți-ne, vă rog, de ce începeți practic toate petrecerile, evenimentele la care sunteți invitat cu piesa Lăcrămioară? Asta primul al meu șlagăr de muzică ușoară. În anii 80, 1982, când am început cariera, eu am fost interpret de muzică populară în orchestra folclor, dirijată de marele dirijor Dumitru Blăjenu. Da, și da, după conservator, spuneau prietenii mei, cum mai muzică populară e puțin pentru posibilitățile tale după conservator. Doar eu am terminat ca cântăreț de operă. Da. Pot să imprim și romanțe, și arii din opere, cum fac alții. Eu spun, nu. Hai, și propun eu cântece diferite de muzică ușoară. O orchestră de muzică ușoară deja. Și eu am încercat și am imprimat un cântec, doi, trei, și au fost și Cristina, prima piesă de nume, cu nume de femeie, și așa. Și când am primat Lăcrimioara în primăvară, a fost un șlagăr mare care cântă și-o cântat și marele artist Dan Spătaru, când am concertat în Moldova prin anii 90, el întotdeauna stătea în culisă că ieșea după mine. Apropo, ați împărțit această piesă acum și cu domnul, da, și Ion Suruceanu. Cum o împărțiți, de fapt, împreună cu domnul? Cine? Cu domnul Ion Suruceanu. A, cu Ion Suruceanu o luat și cântă și cântă. Da, și eu și am... Eu pretinții n-am, las cânte, eu mă bucur că cântă. Da, și Dan mi-a spus mie că Alexandru foarte mult îmi place piesa asta. Poți să-mi dai, da, și eu am dat lui negativ. El a învățat. Dar care îți place ție din piesele mele? Eu spun Drumurile Noastre. Și noi ne-am schimbat cu piesele și eu câteodată mai cânt în memoria marelui artist, cânt și Drumurile Noastre. Piesa, adică străină, nu scrisă, dar în diopti la toate concertele, eu cânt numai piesele mele. Din 300, eu aleg în concert vreo 16-18 și cânt numai mele. Nu cânt la cuiva. Apropo, știm că ați scris peste 300 de piese, 200 dintre ele le cântați chiar dumneavoastră. Mă întreb, se întâmplă să uitați textul, nu știu, și tare, ce faceți tare, în acest tare caz? Des. Dacă da. Se întâmplă asta. În timpul concertului, vine altă frază din alt cântec. Și ce faceți? Ce faceți? Care este secretul să nu vadă publicul? Îți povestesc publicul. O istorie interesantă. Ies în concert, cânt. Și am uitat rândul 2. Și am cântat ca să nu mă opresc. Și ies artiștii din sală, după concert, spun, măi, Alexandru, și mai sună vocea ta. Vei așa cânti bine, dicția e foarte rea. Dar ei nu știu, nu înțeles că eu am uitat textul. Și numai cu mine se întâmplă. Dar eu nu mă opresc, eu de la așa-i soarta. Ați precizat și mai devreme, ați cântat și cântați în continuare numele femeilor. Maria, Iuliana, Aurica, Alina, Anișoara, Natalie, mai ales Iuliana, sigur că da. Vreau să vă întreb, chiar îmi este interesant, aceste femei au existat, există, ați avut vreo istorioară legată de aceste femei? Nu, care istoria? Istoria că... prima piesă care am scris-o eu, am dedicat Anastasie Lăzăriuc. Anastasia. Și am fost în România, la televiziune,
Apropo, la Corina Chiriac, da, să vă amintiți duminica. Este în YouTube, da. Și-a încântat piesa Anastasia. Și restul? Restul? În culise mi-ați spus altceva? Restul, tot așa, să mărite o fată. Și o cheamă Iuliana. Eu scriu piesa, fac surpriză la nuntă. Și așa, și așa mai departe. Deci nu e vorba despre admiratoarele voastre. Da, mai departe, să nasc copiii din Franța, din Italia, din Anglia, din Rusia, din Ucraina. Să nasc copiii și părinții mă telefonează. O dedicație pentru copilașul nostru. Sabina, Alexandrina, tot scriu eu. Și cât costă, de exemplu, o astfel de comandă? Cel mai mare secret, cât costă Lozanciuc, nimeni nu știe. Fiindcă asta e... Până la 1000 de euro sau mai mult? Cât? Până la 1000 sau mai mult? Luăm mai sus. Mai sus. Mai sus luăm. Așa, am înțeles. Dar cum? Dar păi textul, muzica, aranjament, te trebuie plătit. Sigur că da, de acord. Apropo, ați menționat despre admiratoarele dumneavoastră și mi-ați mărturisit după culise că ați avut foarte multe admiratoare care vă așteptau după concerte cu flori, cu cadouri. Nu, cadouri și flori, dar eu în timpul concertului. Așa. Ia că eu am cântat, iese din sală una cu flori și cu plic acolo. Ce vă puneau în plic fanele dumneavoastră? Au fost și inelușe diferite și au fost și asta, lănțișoare de aur, subțirele. Ia că apropo ca atele, am avut două posibilități. Ați acceptat vreodată invitația la cafea de la o anumită admiratoare? Nu, fiindcă era măsurat și nu se poate. Sunteți fidel? Poftim? Ați fost întotdeauna fidel? Toată viața. Dar soția dumneavoastră ați precizat în câteva interviuri că este geloasă. Spun hohma asta, când am început a scrie piese pentru... Iuliana, Aurica, Natalia, da? Și vă întreba probabil, cine este asta? Mariana, și el numai stătea la televizor, așa s-a uitat și zice, și a cerit naia. Cum spun că are cerit naia? A scris piesa, am dat, mi-a plătit și la revedere. Dar acum este geloasă? Acum este geloasă? Acum, la anii noștri, de amă gelozia... Nici nu trage atenție la nimic. Atunci când am fost tineri, olea, că eram buimatici. Ca toată lumea. Ca toți tineri. Cred că tuturor telespectatorilor le-ar fi interesant cum sunteți dumneavoastră în viața de zi cu zi. Ce fel de bărbat sunteți? Vă ajutați soția la gospodărie, la făcut mâncare, curățenie, de ce nu? Nu, la mâncare, de-amu, și să fac eu mâncare. La să fac. Da, eu să mă socot om gospodăros. Am casă în centrul orașului și acolo am construit sieră. Unde cresc roșiile, pepeni, zamor și harbuj legat sus. Așa. Ca în Japonia. O să ne invitați? La dumneavoastră în seara, da, să vedem cum este. Da, m-a invitat la o televiziune și am refuzat, fiindcă nu erau încă asta, roșiile, harbujii, erau numai înflorit. Eu spun, când trebuie, când orice e gata, atunci intrăm, ne așezăm, să stăm acolo și să fotografie harbujii legat sus deasupra capului. Și ne vine leașul de râs. Asta îmi place să mă ocup cu asta. Apropo despre pasiunile dumneavoastră, știu că sunteți pasionat de pescuit. Cât de des mergeți la pescuit? Eu și astăzi trebuie să știu pe banul iazului, că în jurul Chișinăului
vreau să vă spun, mulțumesc tuturor șefilor. A, știți că acum tot e privat. Așa. Da. Și când mă văd, eu nimica nu plătesc. Adică, știi, fiecare unde se coaste bani acolo, așa și așa, așa, așa trebuie, mă rog. Și eu stau pe malul Iazului de la ora 8 dimineață numai până la 12. 4 ore stau. Sprinde, nu sprinde, eu stau și în timpul ăsta mă gândesc la texte, la muzică, cu magnetofonul meu, na, 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 așa, așa, așa. Și în timpul ăsta, dân, 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 și... Ieri, de exemplu, tot ați fost la pescuit. Ieri am fost. Așa, câți pești ați prins și ce fel de pești? Am fost la ora 9, am ajuns la Greblești. Da, la ora 9 dimineața am ajuns, la 9 jumate erau zvârlite 6 undițe, 6 diferite acolo. Pony, automat, și eu mă așez așa și mă gândesc. Cuvânt și ala nu pot găsi rimă la cuvânt și ala și mă chinui. Și în timpul ăsta, dar eu am și niște nu clopoței, dar sunătoare. Dacă trage pește, îi faci da, cântă, știi? Au, dr, este, hai. Și așa un cai primesc. Și la ora 9, am prins 9 pești. Caraș 7, undeva mai mari ca 500 de grame. Și cine îi gătește? Soția? Da, sau? Și eu. Apropo, mai aveți și doi fii, îi împărțiți așa și pentru ei? Sau ce faceți cu peștii? Că eu pește nu place să mănânc. Așa. Îi prindeți prăjit, pentru plăcere. Prăjit mai ales. O zamă de pește mai merge, dar prăjitul nu mănânc prăjitul. Așa că... Da, plăcerea asta, la aer curat, bate vântul, toți pescarii vin, oh, dă să ne fotografiem, dar eu nu sunt așa îmbrăcat ca acum, așa. Dar acolo, știi, ca la țară, știi, și plăcut. Mai aveți o pasiune? Știu că sunteți un amator și aveți o colecție de pălării, de costume, este adevărat, nu? Și știu că sunteți pasionat de ceasuri și adesea procurați, practic, în fiecare lună, este adevărat? Nu, fiecare lună. Am ceasuri, am... Câte ceasuri aveți în colecție, la moment? Aproximativ. Bune. Bune? Patru ceasuri bune și restul? Nu, dar restul te-am nu socot. Așa. Și de așa știi, da. Dar bune, 4 ani. Care este prețul pentru aceste da, bune? Da, costumi am. La 50 de costume. 50 de costume. La 50, poate și mai mult. Dacă mai luăm aparte cămașele, pantalonii aparte, aveți mai mult. O garderobă, un da, loc amenajat special mie, pentru costume? Garderoba mea stă așa de, cum se numește, de fier. Ia că de aici până acolo. Așa. Și este destinată doar pentru dumneavoastră. Și dulapuri pline. Așa. Fiindcă, în primul rând, costumele și alea care au fost la început au ieșit și ele rămân ca istorie. Am ieșit, doar permanent, schimbam. Și tot stau acolo. Ei. Domnul Alexandru, știu că mai știți să citiți un pic și în palmă. Este adevărat și asta? Cum? Știți să citiți în palmă. Mie mi-ați citit. S-am de unde nu, acest talent? Nu, drept. Drept, spune drept. Da, sigur că da. Eu deseori, eu am cu mătri la Soroca, baronul, Artur, Nicu Mătru, m-a luat de cu mătru. Da, și cu... unde ați învățat să citiți în palmă? Și ia că vinem acolo cu cântări. Și că trebuie, când vin la cântare, nu pot să intri deodată. Trebuie să stai vă 2-3 ore până să așează la masă. Și mă duc la prietenii mei. Se adună toți romii se adună și noi ne așezăm. Am filmări acolo la casa lui. Când haide la țigari și mai mult cânti acolo, am dedicat lor. Da, ne așezăm și am întrebat femeile. Și cum acolo? Și mi-a lămurit odată, de două ori, unde se duce linia asta, unde se duce partea asta, dar deși linia vieții acolo, mai mult. Și eu nu prea înțelegem și pe urmă o lecuț am înțeles. Și al mai principalul când văd și cam știu, apropo, aproximativ, eu nu sunt asta, dar vrăjitor chiar așa, dar aproximativ știu. Să citiți? Citesc un pic,
un pic citesc și parcă unde îți primești, unde nu, dar merge treaba. Dar vă eu place. S-am dovedit ție. Da. Ție s-am dovedit? Da, dar nu spune. Spune la televizor. Așa și am spus, s-am dovedit. Domnul Alexandru, aveți simțul umorului bine dezvoltat și îmi place că sunteți atât de pozitiv. Ați putea să ne spuneți un banc pentru telespectatorii noștri să le banc creăm? Banc nu spun, dar spun din viață. Haideți, să vedem. Când eram mic, ascultam la radio cum cântau artiștii. Tamara Ciobanu, Dumnezeu să ierte, Gheorghe Ișanu, Nicolae Sulac, Muslim Magomaev, Ion Dolănescu, adică tot asta și ascultam. Eu și tare am vrut și eu artist. Cum așa ei cântă, dar eu cum ei se bagă în radioul ăsta? Dar atunci erau de lemn făcute, știi? Ca din topor. Și tot mă uitam, cum? Da. Și mă ducem cu vaca la deal și toată ziua cântam, auzi? Știam toate cântii, și rusești, și românești, și moldovenești, la noastră. Da, legăm vaca de copac, mă punem în fața floarei soarelui și ne închipuiem că capacul ăsta e capul omului. Dar frunzele sunt mari, adică sunt mâinile a oamenilor, știi? Și asta e sala unde cânt eu. Și bate vântul, frunzele. Și eu cântam așa, până la răgușală nu putem vorbi. Ia că este cel mai mare banc al meu din viață. Am scris și cartea, eu am zis că e roman, Taina Destinului, dar am dedicat Tamari Ciobanu și acolo am scris. Da. Și au citit mulți oameni și a plăcut foarte mult anume momentul ăsta. Despre care anume momentul ăsta le-a plăcut la toți. Când nimeni din lume nu a scris că a stat fiecare zi în fața floarei soarelui și până l-a răgușit. Da, e o amintire foarte frumoasă. Eu vă mulțumesc din suflet încă o dată pentru că ați fost sincer cu noi și deschis. A fost o plăcere să discut cu dumneavoastră și vă mai așteptăm aici la noi. Cu cea mai mare plăcere. Lasă-mă treacă timpul ca să citesc iar pe mână și scrie acolo. Așa. Și să spun că s-a schimbat și avea zău nou. Bine? Cu siguranță. Acum, dacă cu permisiunea telespectatorilor, am să cânt un șlagăr. Dar după publicitate, noi revenim, dar până atunci domnul Lozanciuc o să mai citească un pic în palmă, pentru că tare mi este interesant ce o să mai povestească.